Ca să nu afecteze activitatea spitalului, la greva de avertisment au participat doar angajații ieșiți din tura de noapte sau cei care aveau liber. Așa se face că aproximativ 70 de infirmiere, brancardieri și liftieri au ieșit în fața spitalului ca să atragă atenția fie că le-au scăzut veniturile, fie că nu le-au crescut după data de 1 martie. Deși în media pentru toată lumea s-a vehiculat o creștere de 70-170% a salariilor în sistemul sanitar, guvernanții au uitat să precizeze, sau au evitat să precizeze că doar o parte din salariații din sistemul sanitar au beneficiat de creșteri salariale, respectiv medicii și asistenții medicali, dar personalul TESA, personalul de îngrijire, personalul de întreținere, infirmierii, brancardierii, farmaciștii, biologii, biochimiștii nu au primit majorare salarială cu 1 martie 2018. Urmarea aplicării și noului regulament de sporuri, unde sunt situații în care sporurile unor secții au fost diminuate, s-au înregistrat pierderi salariale pentru aproximativ 10% din personalul angajat în unitățile sanitare. Romica Bălan a precizat că unor liftieri le-au scăzut veniturile cu 580 de lei, lefurile lor ajungând de la 2100 de lei la 1600 de lei pe lună. Șeful sindicaliștilor a mai spus că salariile publicate pe site-ul spitalului nu sunt nete și că infirmierele nu pleacă acasă cu venituri de 6000 de lei pe lună. 2637 bani în mână, nu are rețineri. Nu uităm. Plus indemnizații de hrană 316. Da, indemnizația, da. Astea sunt, să spunem că sunt valoare. Până acum erau tichete de masă, nu erau bani ca atare. Da? Fiindcă și înainte îi luau. Da? Dar oricum nu putem. Deci bani cu care pleacă, da? 30 da. De milioane. Ce poziție are doamna? Infirmieră cu vechime maximă într-o secție cu un spor foarte mare. Adică cu un spor mare, din categoria secție cu un spor mare. Vorbim despre terapie intensivă, unde sporul este de 70%. Putem să aducem, sau prin comparație, gândiți-vă la o secție unde sporul este de 12%. Printre cele mai importante revendicări ale sindicaliștilor se numără eliminarea plafonului de 30% pe ordonatorul principal de credite pentru cuantumul sporurilor acordate de unitățile sanitare, creșteri salariale pentru toți salariații din sistemul de sănătate și de asistență socială și nu doar pentru medici și asistenți medicali și negocierea și semnarea contractelor colective de muncă pentru cele două ramuri, respectiv sănătate și asistență socială. Pentru să nu mai iau sporurile astea, că sunt dezastru cu ele. Doar rămas cele mai mici salarii și cele mai multe treburi facem noi, infirmierii. Fără infirmierii nu se face o curățenie, nu se face o igienizare, nu se face, nu se dă mâncarea, plus că investigația bolnavilor, care se duce la investigații, la ecograf, la radiografie, peste tot. Pe ce secție lucrați? Medicină internă. Medicină internă. Și ce salariu aveți? Ce venituri aveți? Ce venituri? Eu am salariul 17 milioane. Am luat în mână. Îmi pare rău că n-am fluturașul la mine, e acasă. Și cu alea care mi-au dat indemnizația de hrană, sunt 920. Atâta salariu. Îmi pare rău că n-am fluturașul la mine. Vă spun sincer. Fac parte din TESA și la noi nu s-a modificat cu nimic grila. Am vrea și noi să fim prinși pe grilă, ca și personalul medical, respectiv domnii doctori sau doamnele asistente. Vreți salarii la fel ca doctorii? Nu la fel ca doctori, dar am vrea și noi un spor sau să mărească și la noi un pic. Ce salariu aveți în momentul de față și ce poziție ocupați? Deci sunt analist. Salarul, vreți să vă zic cât iau în mână sau cum? Netul, 22. Pentru mărirea salariilor la TESA, în special, noi suntem TESA și nici nu ni s-a dat, nici nu ni s-a luat. Și vreți să vi se dea? Să ni se dea, bineînțeles, că avem datorii multe, copii de crescut, să-i ajutăm pe cât posibil și pentru noi, că lucrăm și noi într-un mediu care sunt anumite riscuri. Și luăm și noi multe boli și multe pe lângă ceilalți care vin. Pe de altă parte, managerul Spitalului Județean Vasile Râmbu a declarat că unitatea medicală respectă legislația în ceea ce privește acordarea sporurilor și că spitalul acordă sporuri maxime la 19 din cele 26 de secții. În prezent, cheltuielile de personal reprezintă 70% din valoarea bugetului Spitalului Județean.